Iubiți miri, stimați invitați, mă voi opri la Sfintele Scripturi pentru a arăta felul în care Dumnezeu a gândit viața de familie. Noi ca părinți dorim binele copiilor noștri, dar Dumnezeu care s-a desăvârșit ne pregătește fericirea și binele suprem aici în viață și ceea ce este mai frumos în eternitate. Omul are în sine gândul veșniciei. Am fost creați să trăim pentru eternitate. Dar păcatul nu doar că ne-a făcut adesea viața lipsită de dorința de a o trăi, dar ne-a tăiat din ea. La începutul umanității, oamenii trăiau cu sutele de ani. Când păcatul a crescut într-un mod alarmant, Dumnezeu a decis să scurteze viața la 10 de ani. Dar în bunăvoința sa vrea ca anii aceștia ce îi trăim aici să fie sub privirile sale calde, sub binecuvântarea sa divină și apoi să moștenim împreună harul vieții. Am citit din cartea Proverbele despre femeie și bărbat și aș vrea să vă prezint trei calități, caracteristici ale unei femei și respectiv a unui bărbat demn de o viață de familie. Spune Scriptura aici, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Urmăriți-vă, vă rog, în ceea ce voi spune și veți vedea că aceste calități fac viața de familie fericită. Privind la bărbat mai întâi, dați-mi voie să încep așa, spune Scriptura în versetele 3 și 4, nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați, nu se cade împăraților lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tare. O calitate fundamentală a unui bărbat este stăpânirea de sine. Începând cu vremea tinereții, prin castitate, apoi prin abstinența necesară, bărbatul este creat de Dumnezeu să fie omul dominant. Ori această postură implică capacitatea de stăpânire de sine. Scriptura ne spune în aceeași carte a Proverbele, citesc din capitolul 16, versetul 32, cine nu este stăpân pe sine, deci cine nu se poate controla, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Am completat cu cele scrise în 25 cu 28. Dacă bărbatul este destinat de Dumnezeu să fie capul familiei, nu în sens că este superior femeii, ci este vorba de o organigramă a unei bune activități. Bărbatul trebuie să se controleze mai întâi pe sine. Și aici se vorbește despre un control în raport cu sexul opus. În lumea aceasta, bărbații fără capacitate de stăpânire de sine sunt foarte vulnerabili în fața sexului feminin, foarte slabi. Am putea generaliza spunând că pentru un bărbat ispita cea mai mare se numește femeia sau femeile. Dar tot aici textul evidențiază un alt domeniu mult mai sensibil, dar prin care se poate evidenția stăpânirea de sine a unui bărbat. Capitolul abstinenței de la mâncare și în mod deosebit de la băutură. Dumnezeu ne-a creat începând cu momentul din grădina Edenului să mâncăm după plăcere, să ne bucurăm de viață, inclusiv la capitolul alimentar. Dar un om care nu se poate stăpâni, de exemplu, Biblia recomandă chiar zile de post, de abstinență totală. O fac și medicii uneori. Unii n-ascultă într-o primă fază de Scripturi, considerând-o o carte perimată pentru vremea noastră,
Dar sunt nevoit să ia aminte la sfatul medicului care are în vedere numai sănătatea fizică. Stimați bărbați care sunteți aici și mă îndrept iarăși spre mire, haideți să dovedim că suntem suficient de cerebrali, de raționali, de stăpâni pe noi înșine. Și când vreo femeie, în afară de cea destinată de Dumnezeu să ne aparțină, potrivit legământului familiei, ne-ar provoca să ne dovedim capacitatea de stăpânire de sine. Spune Scriptura tot aici, desmierdările sunt înșelătoare. Atâți bărbați au căzut pradă unor femei ușoare, pierzându-și demnitatea. Poate sunt și aici care au avut minusuri la acest capitol. Țin să vă anunț că Dumnezeu are capacitatea, are harul de a ne trece cu vederea trecutul. David, un bărbat de seama Scripturilor, a cedat într-o zi văzând o femeie pe plajă și a suportat pedeapsa de la Dumnezeu. Dar din ziua aceea s-a stăpânit în mod demn, dovedindu-și poziția de împărat. Vreau să vă dau ca exemplu pe tânărul Iosif din țara Egiptului, un bărbat în momentele acelea descris în Scripturi, în capitolul 39 al cărții Genesa, astfel: era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și l-a provocat la păcat. El a răspuns cu demnitate: eu sunt un administrator întregii averi a bărbatului tău, dar tu ești soția lui, eu nu mă ating de tine. Dar notează Scriptura în continuare, ea îi vorbea în toate zilele și el n-a cedat. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucruri și când nu era acolo nimeni dintre oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine. El a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Scriptura ne spune că mai târziu acest Iosif a ajuns mai marele vizir al Egiptului, cel care, potrivit organizării de atunci, controla întreaga activitate din Egiptul de sus și de jos. Doar faraon, prin poziția religioasă și de monarh absolut, îl poziționa într-o statură superioară. Dacă el ar fi cedat, Dumnezeu nu l-ar mai putut folosi. Însă el și-a păstrat curăția, demnitatea. Asta îi învățăm în primul rând pe bărbați. Să nu fie provocați, să se ferească, iar dacă sunt, atunci să reziste. Pentru că imoralitatea, în mod deosebit pornografia, distruge viața masculinității încă de la vârste fragede. De aceea vă provocăm astăzi, vă îndemnăm, potrivit celor scrise, să ne păstrăm demnitatea o care Dumnezeu ne-a cinstit. Amin. În al doilea rând, privind la bărbați, citesc din Proverbe 31, versetul 5. Ca nu cumva, dacă bea, să-și uite legea. Pentru împărați, potrivit Scripturilor, citesc din cartea Deuteronom, capitolul 17, de la versetul 18, următoarele: când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției sale, să scrie pentru el într-o carte o copie acestei legi, pe care să o ia de la preoții din neamul leviților, va trebui să o aibă cu el, să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul. Cred că fratele Mire are Biblie. Dacă nu, aș spune cea mai de valoare investiție cu banii ce vei câștiga astăzi, ai tu și alții, ca să cumpere o Biblie, că e foarte ieftină. Ar fi o Scriptură, să o ai cu tine ca bărbat. Este de cea mai mare valoare să te îndelenicești cu citirea și cu studierea Scripturilor. Nu este carte mai de valoare pe pământ. Aș putea dovedi și statistic că este cartea cea mai răspândită de pe glob. Cândva, la sfârșitul secolului XVIII, venise diplomatul și omul de știință Benjamin Franklin în Franța. Era, amintiți-vă, vremea umanismului, a Revoluției franceze. Și la o conferință,
a făcut o aluzie la Biblie. Și parte din europenii participanți au zis, asta aparține evului mediu. El a lăsat pe moment și a dat seama că nu vor să accepte, dar apoi pe parcursul lucrărilor conferinței a făcut referire la episodul descris în cartea Rut. Și într-o pauză cineva l-a întrebat, domnule, din ce carte a extras istorioara aceea atât de interesantă? Este o capodoperă a literaturii. Și el a zis, vă voi răspunde în plenul conferinței. Și la moment potrivit le-a zis, din Biblia aceea pe care voi o necinstiți și o nesocotiți. Dragii mei, Scriptura spune în Psalmul 119, o odă a cuvântului lui Dumnezeu, că și cine cunoaște Scriptura este mai înțelept decât toți savanții. Bănuiesc că am de-a face cu oameni care au mai citit în Cartea Sfântă. Poate uneori am survolat-o sau am tangenționat doar puțin cu ea. Scriptura, spunea cineva, este ca și pământul. Dacă o atingi la suprafață, îți dă pâine. Dacă intri în adâncime, îți oferă aur. Vă îndemn, stimați bărbați, trăim într-o eră în care puteți să o citiți sub orice formă, clasică de acum, scrisă, în format electronic, cum vreți, audio. Citiți Scriptura. Nu-i carte de istorie, dar este cea mai curată relatare despre istoria umanității. Nu-i carte de geografie sau de alte științe, dar tot ce vorbește despre toate domeniile științei este adevăr pur. Scriptura nu-i ziarul de ultimă oră, e ziarul de mâine. Ne vorbește și despre viitor. Ferici de oamenii aceia care pentru familia lor, noi despre aceasta vorbim acum, vor folosi Biblia. Ea este, dacă vreți, și ghidul omului de afaceri, dar la tema noastră este cartea de căpătâi a vieții de familie. Mi-am amintit, stând aici și răsfoind încă o dată Scriptura, despre un eveniment petrecut și el în urmă cu aproximativ 200 de ani, pe o navă engleză care se îndrepta spre mările sudului, a avut loc o răscoală. Apoi au debarcat pe una din insulele arhipelagului Tahiti, s-au amestecat cu băștinașii, unii n-au rezistat la clima de acolo, au trăit în desfriu, neținând cont de ceea ce spuneam până acum, și rămânsese dintre europeni doar un singur bărbat, câteva femei, copii și în rest indigenii de acolo. Și într-o zi acel bărbat, Alexander Schmidt, a căutat printr-un cufăr rămas de pe vapor și a găsit o Biblie, s-a apucat să o citească. Când s-a dat seama ce valoare ascunde Biblia și a schimbat numele, s-a numit din ziua aceea John Adams, a început să o predice, a devenit un fel de paroh al insulei, s-au convertit și parte din locuitorii băștinași și peste câțiva ani, când cineva, o altă navă din regatul britanic a ajuns acolo, a găsit o civilizație înfloritoare. Dragii mei, umanitatea fără Scriptură devoluează. Scriptura este cea care dă valoare entității fundamentale, familiei, cât și societății în general. Dumnezeu să vă dea harul, să o puteți crede, să o studiați și să o împliniți. Amin. Aceasta, repet, revine în primul rând bărbatului ca preot al casei. Și în al treilea rând și ultimul, îndreptându-mă spre noi, bărbații, spune Scriptura aici, citesc de la versetul 8, deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți, deschideți gura, judecă cu dreptate. Cel căruia îi se adresau cuvintele era împărat, deci deținea și poziția de judecător. Dar, la modul general, aceste cuvinte evidențiază ceea ce putem numi pe scurt caracter. Un bărbat cu stăpânire de sine, care se ghidează după principiile sfinte, dobândește un mod de a trăi
care îi face cinste, care le ridică. În societatea noastră în care ne plângem de politicieni sau de oamenii din lumea afacerilor, cred că ar trebui să devenim mai realiști, cum spunea fratele Tavi în mărturisirea lui, și să ne plângem de carențele din caracterul nostru în viața privată și de familie. Cineva spunea, de îndată ce aflăm un lucru rău despre alții, îi descalificăm. Și totuși, câte lucruri rele știm despre noi înșine și încă avem părere bună despre noi. Hai să fim realiști. Suntem noi oamenii onești? Povestea cineva un caz, un bărbat s-a oprit într-o zi la un McDonald's pentru a lua ceva la pachet și a plecat mai departe. Și când s-a dus la mașină, deschizând pachetelul, a constatat că cel ce l-a servit din greșeală i-a dat o cutiuță în care ținea mărunțișul și banii. Și s-a dus înapoi și a spus, poftim, eu nu îmi permit să iau banii, am comandat ceva și... Dar era acolo șeful de unitate care zice, vă rog, stați puțin, chem pe cineva de la televiziune. Să nu ne mai critici toată lumea că suntem înșelători. Să vadă că avem și oameni onești în țara asta. Și omul a zis, fiindcă respectivul deja pusese mâna pe telefon, stai, te rog, nu mă nenoroci. Și a zis, dar de ce? Auzi, am fost eu corect cu voi, dar dacă ar fi să spun adevărul întreg, nu sunt în mașină cu soția, sunt cu o amantă, las-o așa. Dragii mei, caracter înseamnă o viață demnă. Și dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, să nu-ți fie rușine. Și dacă ar fi să fii sub privirile unei camere de luat vederi și apoi să vizionezi în urmă, să nu pleci capul. Vă dau ca exemplu pe patriarhul Avram. Spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolul 13, că s-a iscat o ceartă între angajații lui și a rudenii sale, Lot. Și potrivit felului său de a fi, un om cu caracter, el a zis, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între angajații mei și ai tăi, alege ce vrei și eu mă rezum cu ce-mi rămâne. Și celălalt, ca și omul doritor, ca să nu zic lacom, și-a luat partea cea bună și Avram a rămas cu un teren mai slab. În capitolul următor scrie că au năvălit niște popoare barbare, au cucerit locuitorii din zonele acelea prospere și printre prizonieri era și Lot cu ai lui. Avram, ca unul care s-a ridicat pentru dreptate, să ia apărarea celor în nevoie, s-a asociat împreună cu niște vecini și cu câțiva sute de slujitori din casa sa, i-a ajuns pe cotropitori, a eliberat prizonierii și bunurile lor. Și în acea situație, spune Scriptura că primarul Sodomei i-a zis, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine, le poți considera ca pradă de război. Avram a răspuns înaintea împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu, cel preanalt, zidorul cerului și al pământului și jur, adică pentru mine nu se discută asta, nu stau în cumpănă să-mi însușesc sau să nu-mi însușesc ce nu-mi aparține, jur, că nu voi lua nimic din ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, nimic pentru mine. Ne dorim astfel de bărbați, corecți, drepți, care în relațiile cu soția, cu rudenile, dar și cu societatea, să fie oameni serioși, oameni de valoare. Amin. Aș îndrăzni să întreb, ce doamnă nu și-ar dori un astfel de bărbat? Care să știe că se stăpânește, este un om cu echilibru, un om care nu se ia după filozofii ce aparțin grecilor sau ca cele de ultimă generație provenite din Asia, de la religiile acelea, ci se ghidează după cuvântul scris, după această scriptură de mare valoare și este un om de caracter.
Dați-mi voie să mă adresez și dumneavoastră, doamnelor, de astăzi putem să spunem și miresei care intră în rândul nevestelor, tot prezentând pe scurt trei calități a unei femei, așa cum le prezintă Scriptura. Citesc de la versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele, adică are cea mai mare valoare, asta se caută în primul rând. Inima bărbatului se încrede în ea. În familie spuneam că, potrivit organigramei, bărbatul este liderul. Sau am putea spune, ca să înțelegem mai ușor, bărbatul este un fel de patron și femeia este administratorul. Ce patron nu și-ar dori un administrator de încredere? Dar dacă acesta îl înșeală, i-ar veni să închidă firma. Ceea ce se caută în primul rând la o femeie, asta caută un bărbat. Cine poate găsi o femeie cinstită? Asta să se dovedească nu doar prin fidelitatea conjugală, cât și prin corectitudinea în cele financiare, prin un cuvânt de încredere. Bărbatul pleacă de acasă sau poate are serviciul lui diferit de al soției. Un bărbat se poate socoti fericit când știe că soția lui este devotată în întregime, este credincioasă și atașată puternic de familie. Eram odată aici în oraș la spitalul municipal, m-am dus să vizitez pe cineva și mi-a fost dat să văd o scenă care m-a dezgustat. Erau femei 25-30 de ani, tânără putem spune, care discuta foarte amoros cu cineva în parc. Până la urmă s-au desprins unul din brațele celuilalt, păreau ca doi îndrăgostiți. Apoi a urcat spre scări și undeva la etajul întâi a căzut în brațele altcuiva. Și nu era vorba de ceva familial sau o relație de prietenie cu un caracter mai oficial. Se vedea că e tot ceva cu caracter amoros. Și mi-am zis că nu trecuse decât câteva secunde. Câtă infidelitate! Dar dumneavoastră știți ce se întâmplă în lumea aceasta. Pentru că ne hrănim. Eu am folosit persoana întâi plural ca să înțelegem că trăim în societatea asta. Doamne ferește să participăm la așa ceva. Ne hrănim din imoralitatea acestei lumi care ne-a invadat casele, dormitoarele aș putea spune, locul cel mai sacru al familiei, prin televiziune, prin internet și actrițele sau alte staruri din lumea muzicii. Media în general preamărește acest gen de viață. Prietenii, dacă pot fi numite așa, de ani de zile și căsnicii de luni de zile. Ce degradare morală! Femeia a ajuns să fie socotită un bun de piață. În aceste condiții, unde este femeia cinstită? Sunt, spune Scriptura aici, multe fete au o purtare cinstită. Să dea Dumnezeu să fie pline bisericile de astfel de fete. Dumnezeu să vă ajute, stimate femei, dacă n-ați fost, să fiți de astăzi. În al doilea rând, citesc în continuare din Scriptură, ea, o femeie bună, îi face bine și nu rău în toate zilele vieții soțului ei și în continuare este descrisă ca și o bună gospodină, pentru că femeia este regina casei, proprietara de drept și de fapt a ceea ce se petrece în casă. Aici sunt prezentate câteva activități specifice perioadei de atunci. Astăzi nu mai avem de-a face cu slușnice în casă, mai degrabă cu roboți și cu mașinării, ne-am cibernetizat. Dar un mod înțelept de administrare a bunurilor, de folosire a banilor,
este o caracteristică de căutat pentru o femeie. Cine se pricepe la un design plăcut, dacă nu femeia? Auzeam cândva despre un tânăr realizat, și-a cumpărat un apartament, l-a mobilat și vine mama lui, care locuia în altă parte a țării, și el o întreabă cu oarecare mândrie: mamă, îți place cum am aranjat, așa e că mă pot însura. Și ea, cu respect, în același timp cu un ochi de femeie, a zis: da, dar mai vorbim mâine. Și pe a doua zi au apărut niște flori, au fost schimbate niște perdele, ca să arate totul mai cu gust. O femeie are această calitate dată de Dumnezeu. Vă mulțumim că ne înfrumusețați căminele, că pe lângă cele de ordin material faceți viața plăcută. Aici aș aminti un caz, după ce voi mai adăuga și eu a treia calitate despre femei, neinsistând asupra acesteia, bănuind că avem de-a face cu femei care sunt bune gospodine, pentru că la urma urmei, cartea de vizită a unei femei nu este felul în care se prezintă în public. Nu albumele, în primul rând, se constituie într-o carte de vizită, ci felul în care se îmbracă ea acasă și își îmbracă întreaga casă. Mai mult decât atât, spune Scriptura aici, ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Un bărbat cu astfel de femeie se va grăbi să ajungă acasă. La niciun restaurant nu va fi servit mai frumos și cu plăcere. Dar chiar și omul sărac, necăjitul și bolnavul va socoti o valoare o astfel de femeie, pentru că și el beneficiază în urma muncii ei. Ferice de femeile acelea care sunt darnice, binevoitoare, care fac bine oamenilor necăjiți, că spunea Scriptura, cuvintele Domnului Hristos, săraci vor fi pentru totdeauna în țară. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu mâini harnice și cu o inimă bună, amin? Și în al treilea rând, spune Scriptura în versetul 26, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. În lumea aceasta s-au născut foarte multe povești, gravitează multe expresii în jurul femeii referitor la volumul de cuvinte. Este un dar de la Dumnezeu care din nefericire a fost pervertit de diavolul. Însă iată că aici, și dea Domnul asta să fie valabil și în casele dumneavoastră, este prezentată o femeie pe care îți place să o auzi vorbind. De altfel, partea feminină are o tonalitate mai plăcută. Ce să mai spun, cuvintele pe care azi le-am citit din Scriptură au fost rostite de o femeie. Iată cum a vorbit ea. Ce să spun, fiule? Deci a meditat, s-a gândit la ce trebuie spus unui copil potrivit cu vârsta și statutul lui. Stimate femei, vă dorim să aveți un limbaj înțelept și pe deasupra plăcut. Spune Scriptura tot în cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 22. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Vă spuneam că vă voi aminti un exemplu. Într-o seară au rămas la băut trei bărbați din aceia care nu se încadrează în primul principiu. Și știți că oamenii beți au un volum de vorbe ce întrece pe al femeilor, mult curaj, capacitate de a se lăuda, și unul zice: băi, știți că am firmă, dar eu figurez doar așa, ca și beneficiar. Soția mea poartă toată grija. Al doilea să se laude și el zice: a mea nu are firmă, dar am și eu o gospodărie destul de mare. Ea o întreține toată, eu sunt ca o musafir acasă. Al treilea zice: măi, a mea le întrece pe a voastră. Dar ce are ta în plus? A mea e pocăită. Și? Eu știu că a voastră sunt femei capabile. Dar vedeți, acum e aproape ora 12. Dacă mergem la care din soțiile voastre ne primește cu respect și cu inimă bună și ne servește la masă,
Cel care avea soția, patron, a zis, intru încet în casă. Cel care cu femeia gospodină a zis, a mea doarme la ora asta, mâine dimineață se pornește la treabă. Pocăitul a zis, veniți la mine să vă arăt eu. Hai să mergem. S-au dus, a trezit-o și a spus, în seara asta am băut, suntem flămânzi, ne pui să mâncăm. Imediat, nu doar că le-a servit, dar a fost foarte amabilă, binevoitoare. Le-a sărit beția. Și a zis, Doamne, cum poți să te comporți așa, că noi îl cunoaștem pe soțul tău, e tovarășul nostru de pahar. Știți ce a zis? Mie mi-a schimbat Dumnezeu viața și din Scriptură, din relația mea cu Dumnezeu, curg cuvinte alese. Este foarte plăcut să ai o femeie care știe să vorbească frumos, care chiar dacă ai greșit, nu te înfruntă. V-aș recomanda să citiți Biblia, așa cum vă spuneam, sunt multe episoade plăcute în ea. De exemplu, în cartea 1 Samuel, capitolul 25, este prezentat un bărbat bogat, dar rău, zgârcit. Și un altul, un partizan cu câțiva oameni rebeli, socotiți de împărat, flămânziseră. Și-au trimis vorbă acestui proprietar să le doneze ceva bunuri pentru hrana lor. Bogatul n-a vrut, șeful partizanilor în persoana lui David a zis, terminăm cu ei, încingeți-vă săbile, până dimineață nu rămâne unul cu viață. Un argat a dat de știre soției acelui om. Vezi ce ai de făcut, că-și toți bărbații din clanul vostru sunt destinați morții. I-a pregătit repede masa, niște daruri, a ieșit înaintea lui David, s-a plecat în fața lui, deși ea era o femeie bogată, el era un partizan. Și de 5 ore a zis, iartă vina roabei tale, l-a înduplecat, i-a muiat inima. S-a trezit David din supărarea lui și a zis, binecuvântat să fie Domnul, binecuvântată să fie judecata ta. S-a muiat, a servit masa, căci cu vorbe înțelepte îți domolești bărbatul, liniștești situația, îți ții copiii aproape, întreții relații bune cu cei din jur. Dumnezeu să vă binecuvânteze femeilor cu vorbire înțeleaptă, fără replici. Îmi vine în minte un caz, era o familie tânără, ea era plecată cu mașina, el a sunat-o să vină repede acasă că se grăbește, că are ceva probleme de efectuat. Ea a ajuns, dar din grabă a închis portiera, s-au blocat și cheile, a rămas în mașină. Și el când a văzut scena asta, știind că nu mai ajunge la timp, dar în același timp era soția și tânără, nici să nu o jignească, a zis, nu știu cum te-a făcut Dumnezeu așa frumoasă, dar așa proastă. Și ea a răspuns, m-a făcut așa frumoasă să mă poți iubi și așa proastă să te pot iubi și eu. Acum eu întreb, care din cei doi a vorbit de nota 10? Nici unul. Dragii mei, familia e frumoasă dacă ne-o facem frumoasă. Dumnezeu ne pune materia primă la îndemână, produsul finit trece prin mâinile noastre. Noi alegem, Doamne ajută! Vă reamintesc în sinteză, aș vrea să nu uitați, un bărbat de valoare este stăpân pe sine, are control asupra minții și întregului trup, studiază Scriptura pentru că este cartea care dă valoare, care ajută la formarea unui caracter dumnezeiesc, cât pentru dumneavoastră, v-am recomandat să vă păstrați cinstea, atașamentul față de soț și familie, să fiți acasă niște femei de valoare prin prestația, prin bunăvoința de fiecare zi și ceea ce de valoare, ceea ce dovedește totul până la N plus 1 este limbajul. Și mă adaug în final cuvinte cu care se încheie cartea Proverbele, femeia care se teme de Domnul
va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei. S-ar putea ca numai bărbatul sau respectiv numai femeia să dovedească aceste calități. Și celălalt să fie nedemn. Să-ți duci viața așa, cum se spunea, să nu te desparți? Da. Să-l câștigi pe celălalt. Și chiar dacă nu l-ai câștiga și ar muri un pertinent, știi că viața ta se continuă în eternitate? V-am amintit cazul Abigailei, acea femeie înțeleaptă care avea un bărbat nebun și l-a suportat până când el a murit. Dar de îndată ce a aflat că a rămas singură, regele, acel partizan devenise între timp rege, David, a chemat-o la palat și a făcut-o regină. Dumnezeu privește din cer spre noi toți. Vine vremea că viața asta se încheie, cei doi vor fi întrebați până când și vor răspunde cu cuvintele lor, până la moarte, pentru toată viața. Dumnezeu însă, cum spuneam, privește din cer și vine vremea și nu-i departe. Când, precum porumbei, ne vom zbura, le vom lua zborul spre țara de sus. Vom fi îmbrăcați în ziua aceea în albul unei mirese și vom fi cu Dumnezeu pentru eternitate. Ceea ce spun nu-i mit. Studiați Scriptura, lăsați conștiința să vă vorbească. Noi am fost chemați nu doar pentru o viață terestră, noi am fost chemați pentru a moșteni universul împreună cu Dumnezeu, l-a creat pentru noi, suntem cu drept de moștenire. Așa cum spunea fratele, ne bucurăm că Dumnezeu ni s-a descoperit. Credința este un dar, mântuirea este o ofertă divină. De aceea vrem să fim oameni de valoare, nu doar pentru viața de familie. Este un scop limitat. Noi vrem să dobândim caracter, vrem să avem o vorbire aleasă pentru eternitate. Dumnezeu să vă cerceteze cu gândul veșniciei. Pentru viața măsurată de Dumnezeu de aici, nu știm cât ne mai rămâne de trăit, să vă dea Dumnezeu fericire în familii, să vă puteți bucura unul de celălalt și de copiii ce aveți, dar mai presus de toate, să moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Amin.